Rinda Hartner îi aduce acuzații grave fostului soț al Ronei, tatăl unicului copil al artistei. Rocco Sedano ar avea intenții ascunse față de fica lui: O să o protejăm. Rinda Hartner este de părere că primul soț al surorii sale a venit la înmormântare pentru a îndepărta perita Somalia de familia mamei sale. Cu toate care această convingere, a ales să aibă o atitudine pașnică față de fostul său cumnat. În ziua în care au avut loc funeraliile surorii sale. A fost o slujbă frumoasă. Rona a dorit să-i se dea slujbe. Da, a fost și Roccola în mormântare. A stat în spate. Fata a stat cu mine, și apoi a apărut tatăl ei. Am vorbit cu el și l-am întrebat ce face aici. A zis că vrea să-i fie alături fetei lui. Dar scopul lui este să o îndepărteze de familie. O să mergem la masă împreună. Din respect pentru Rona, nu vreau să fac discuții. Noi plecăm din țară mâine seară către Franța. Sumaila rămâne în Franța cu mama mea și cu fratele meu, a declarat Rinda Hartner, conform click.